Ne trăiască primarul! Ne trăiască primarul, da. David! Bărbat! Tu ești de nebun? Da. Scuzați! Asta pentru... Zi, mulțumesc! Asta. Zi, tătăiți! Și o plachetă... Lăsă să vadă la filmat pe tine. Pune în brațe lui Neghiță. Așa, cu tine lângă. Și uite-te, uite și copul. Domnule primar, trăim, iată, un moment emoționant. Suntem aici la un cetățean al Comunei Valea Mare, care a împlinit 100 de ani. A fost sărbătorit și acum câtva timp de Ziua Veteranilor. Cum v-ați gândit, sau mai bine zis, de ce ați ales această zi pentru a sărbători? Pentru că astăzi Neghiță, care este și vecinul meu, împlinește 100 de ani. Cu toată prețuirea din partea primăriei și a Consiliului Local, am venit să-l felicităm și să-i mânăm o plachetă bine meritată. Mulțumim mult! Cum? Care este secretul de a ajunge la această vârstă? Câți ani ai, tătăiță? Câți ani aveți? Câți ani aveți? Câți ani? Ani! În ce an ești născut, matale? În ce an ești născut? Aici, da, nu mai să spun. În ce an ești, matale, născut? În ce an? Am plinit această sumă excepțională de ani. Dar tu știi câteva amănunte din viața lui tataie? Nu prea, dar știu doar că a fost în război. A fost în război. Bun. Tu știi mai multe despre tataie? Ești mândră de tataie? Da. Da? Te bucuri? Da. Vă iubești? Că l-ai lângă tine, da? Da. Va iubi tătăiță? Da. Și vă iubește. Foarte, foarte bine. Foarte. Fost primar și vecin al acestei localități, bănuiesc că știți mai multe lucruri despre sărbătoritul de astăzi. Ce ne puteți spune? Da, în primul rând să vă mulțumim foarte mult și de aprecierea de care a dat dovadă, de venirea în această curte la prietenii mei și familia Manole pentru a aniversa ce o să... De viață, în care Neghiță a fost un om excelent, un om familist care a avut grijă de copii și încă la vârsta asta, care are 100 de ani, e același om, cu toate emoțiile de care dă dovadă în fața dumneavoastră. Cred că n-am mai participat de mult la acest eveniment și eu, sincer, să-i dea o sănătate, viață lungă, și doresc ca copiii dânsului, nepoții și strănepoții, să îi ducă mai departe vârsta. La mulți ani, să vă dau o sănătate noastră, posturile de radio, de televiziune Clar TV, și vă doresc binele din lume. Da. Familii și cu copii și mai departe, atunci dau și eu seama că îmbătrânesc.